Un bărbat a fost arestat preventiv de judecătoria Gura Humorului după ce a agresat un copil în vârstă de 11 ani, în urmă cu un an și jumătate. Atunci l-a ținut dezbrăcat în frig și l-a stropit cu apă, intenționând astfel să-l facă să mărturisească un furt pe care l-ar fi comis din firma sa. Conform Observator News, parchetul de pe lângă judecătoria Gura Humorului a anunțat că procurorii au reținut pentru 24 de ore un bărbat pentru lovire sau alte violențe, șantaj și lipsire de libertate. În fapt, s-a reținut că la data de 25.02.2021, în intervalul orar 15.30-19.30, inculpatul a luat-o cu forța pe persoana vătămată minoră în vârstă de 11 ani, în timp ce aceasta din urmă se afla în apropierea sediului societății comerciale pe care o administra. Situat în orașul Gura Humorului. A condus-o și introdus-o împotriva voinței sale într-o anexă a societății comerciale, unde a privat-o de libertate o perioadă de aproximativ 4 ore, timp în care a supus victima la tratamente degradante, respectiv a ținut-o în frig dezbrăcată, întinsă pe pardoseală și a udat-o cu apă, se arată în comunicat. Procurorii au mai stabilit că în aceeași perioadă bărbatul a agresat copilul. De asemenea, în împrejurările descrise, în intervalul orar 15.30-19.30 a exercitat în mod repetat violențe asupra persoanei vătămate minore, respectiv a lovit-o cu pumnii și picioarele la nivelul feței și corpului, a lovit-o cu o coadă de lopată peste mâini și a lovit-o cu capul de ușă, cauzându-i leziuni traumatice ce au necesitat 4-5 zile de îngrijiri medicale și totodată a constrâns-o prin amenințări și acte de violență pe persoana vătămată minoră, în timp ce se afla împotriva voinței sale în anexa societății comerciale să se dezbrace și să mărturisească săvârșirea unei infracțiuni de furt presupus a fi comis la data de 24.02.2021, context în care a înregistrat o audio-video cu telefonul mobil personal, a mai precizat sursa citată de news.ro, relatează Observator News.